Și de asemenea ceasul care se vede cu patru cadrane de secol 19. Biserica antică, cu parascheva, să sfânta bine, a fost construită pe temelia unei biserici mai vechi, de la începutul secolului al XV-lea, anul 1408, în timpul lui Roman și Alexandru cel Bun. Apoi, în secolul XVI, 1550, este construită această biserică, pe care vă invit să o vezi, să o vedem cu toți. Zidul din secolul 19 la început. Mai sunt și cărămizme. Se afla școala lui Bădița și a părintelui Ioan Cumulescu, unde Sfântul Nicolae și Calul Bălan erau la mari căutari. Ați auzit de ele? Da. La ce servea Calul Bălan? Puneți pur și simplu, că nu dau un ochi. Eu nu mă urc pe Calul Bălan. Copiii erau pedepsiți pentru greșelile făcute la citit și pentru obrăznicii. Asta e clar. Acum o să mai revin. Iată, cu mult înainte de perioada lui Ștefan cel Mare. Ați auzit toți de Ștefan cel Mare, da? Da. Ați auzit de Ștefan cel Mare? Da. Dar de cine ai auzit? Au auzit de eu. Ați auzit toți de Ștefan cel Mare, însă cel care întemeia cetatea Neamț, vă spuneam, a fost un înaintaș al lui, Petru Mușat, undeva pe la 1380-1390. Așezat-o strategic aici, pe o stâncă, cu băi abrupte pe trei părți, astfel încât ea nu putea fi atacată din cele trei direcții, adică dinspre est, dinspre vest și dinspre sud. Ați văzut? Avem înregistrate 1200 de plante ocrotite, să spun așa. Avem și plante endemice, cosaci bicăjel, care se găsesc în cheile bicazului. Alte plante așa mai arătătoare, să zic așa, sunt acucul doamnei sau floarea de colț, așa mai departe. Impresionante. Mulțumim pentru locații, pentru cazare, pentru peisaje minunate, lucruri frumoase, monumente istorice vizitate. Într-un cuvânt, va fi o tabără de cultură și civilizație de neuitat. Întotdeauna copiii, ce este important în cadrul acestor tabere, de fapt, sunt copiii, sunt interesele copiilor, pentru că acasă, la noi, este o denumire sugestivă, de fapt, este o denumire care induce ideea că traversarea unui râu, în cazul ăla al Prutului, nu este o plecare în străinătate, este, de fapt, așa cum zicea cândva Nichita Stănescu, când a ajuns Hărmanul la Chișinău, spunea că am venit de acasă, acasă. Păi asta și este, de fapt, sensul acestei tabere, de fapt,
de a le arăta copiilor, în primul rând copiilor din Basarabia, că în România este acasă. Un scop important este de a distruge niște stereotipuri pe care le mai avem noi față de România. Acum, din păcate, mai sunt și în România față de noi, aici suntem mai prost în acest capitol, pentru că nu prea avem ce răspunde acestor frumoase tabere pe care sunt organizate aici în România. Însă, dincolo de ființă neputință, pentru că nu asta este subiectul emisiunii, copiii, an de an, deci din raionul meu sunt sute de copii feriți, care în acești 7 ani au avut prelesul să convinge că vorbim aceeași limbă, că avem aceleași tradiții, că avem, în pofida unor mici diferențe de istorie contemporană, avem, noi suntem cam aceiași. Păi, e să vorbim despre munții pe care noi nu îi avem, dar și cultura oamenilor, limba, felul cum vorbesc, m-a impresionat. Ce fi întreba cu traducătorul? Foarte bine. Ne înțelegeam destul de bine cu tații noștri de pe dincolo de Alo, sălbaticule! Lasă fetele acolo! A, toată lumea! Bravo, da! Asta trebuia dimineață. Thank you.